Capitolul al 15-lea din Evanghelia după Luca este intitulat Capitolul lucrurilor pierdute. Un ban pierdut, o oaie pierdută și apoi un fiu pierdut. Toate aceste lecții prezentate de pildele Domnului Iisus Hristos urmăresc să ne convingă de faptul că nimeni dintre noi nu are dreptul să se considere neprihănit, îndreptățit prin faptele Lui, vrednic de a sta în fața Lui Dumnezeu. Toți am fost pierduți. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a căutat sau încă ne caută dacă nu ne-am întors la El. Ascultăm cu atenție. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei? Iisus era ca un magnet pentru oamenii păcătoși. Oamenii păcătoși erau atrași de El. Dacă vă uitați la întemeietorii de religii, dacă vă uitați la oamenii faimoși, nu mulți dintre ei vor fi însoțiți de leproși, de femeile stricate, femeile păcătoase, de vameși care erau urâți de poporul Israel pentru că erau considerați trădători. Iisus este înconjurat de oameni care, în mod evident, aveau probleme serioase de comportament, de moralitate. Relația lor cu Dumnezeu este evident că nu era cea bună. Ori oamenii aceștia îl înconjoară pe Domnul Iisus spre disperarea, spre nemulțumirea fariseilor și a cărturarilor care, iată, comentau, erau nemulțumiți și îl apostrofau pe Domnul Iisus pentru prietenii, pentru cei care veneau mereu în jurul lui ca să-i asculte predicarea. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi, și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește. După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Mesajul Domnului Iisus aici este fără echivoc. Dumnezeu este interesat de cei pierduți. De asta Fiul Său era înconjurat de oamenii pierduți. Iisus era atras de cei păcătoși și cei păcătoși erau atrași de El. Pentru că Iisus avea un mesaj care aducea speranță, care aducea iertare, care promitea restaurarea relației cu Dumnezeu și bucurie veșnică în prezența Lui. De aceea oamenii doreau să fie cu Iisus Hristos. Și Iisus spunea că cerul se bucură în asemenea măsură. Ascultați, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni care zic că sunt neprihăniți, dar n-au nevoie de pocăință. Iisus zice, cei care îl caută pe Dumnezeu, în păcătoșenia lor, cu eșecurile lor, cu lipsurile lor, cu necredința lor chiar, dar care îl caută pe Dumnezeu, oamenii aceia, mișcă inima lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a tras și dorește să vină în ajutorul lor. Nu uitați, Dumnezeu caută oaia pierdută. Dacă te simți în felul acesta, dacă simți că îți lipsește ceva în viața ta, poate este tocmai dorul după Dumnezeu. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Vrei să umpli cerul de bucurie astăzi? Doar căiește-te de păcatele tale înaintea lui Dumnezeu. Schimbă-ți viața, lasă cuvântul lui Dumnezeu să te atingă și aceasta va aduce bucurie în ceruri și desigur va aduce restaurarea ta. Acum urmează însă o pildă celebră, este o capodoperă a literaturii și are un mesaj foarte practic, foarte actual și un mesaj pe care vă încurajez de la începutul acestei lecturi să îl personalizați. E cazul să ne punem în locul, în papucii fiului risipitor, pentru că toți am fost sau poate încă suntem în căutarea Tatălui nostru, a Mântuitorului nostru. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl
le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici? Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Iată, dragul meu, această istorisire, această pildă care a rămas până în zilele noastre cunoscută, faimoasă în literatura universală. Un tată care este bun, care își iubește fiii, care a pregătit pentru ei o moștenire și o viață fără griji. Însă fiul acesta alege să se depărteze de tatăl său și să-și trăiască viața în mod independent de capul lui. Și aceasta au făcut primii oameni, Adam și Eva, în grădina Edenului, când, deși erau în paradis, în prezența lui Dumnezeu, au ales o altă cale. Și calea aceea a fost răzvrătirea, a fost întristarea inimii lui Dumnezeu, a fost neascultarea față de porunca lui. În felul acesta, omul a ajuns în boală, în slăbiciune, în moarte. Aceasta a fost consecința căderii în păcat. Și căderea în păcat a afectat pe fiecare om. Fiul lui Dumnezeu însă a venit ca să răscumpere pe cei pierduți. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne vorbește în conștiința noastră, ne vorbește prin Scriptură și ne cheamă la El. Fiul acesta însă, aflat în suferință, aflat în foamete, aflat în sărăcie, a strigat către Tatăl. Biblia spune: și a venit în fire și a dat seama de lipsurile lui și a dat seama de nevoile lui. Și a strigat către Dumnezeu. Aici Scriptura ne spune: el s-a ridicat și s-a dus la tatăl său. S-a dus cu gândul ca să cerșească milă, să cerșească îndurare, fără să-și dea seama că tatăl îl aștepta de la bun început pe fiul său care se pierduse. Astăzi, vestea bună pentru noi este că tatăl încă ne caută. Tatăl încă ne dorește în prezența lui și el încă ne invită să-l căutăm din toată inima noastră. Există însă o a doua parte a acestei pilde. Pilda aceasta vorbește în egală măsură și despre cel de-al doilea fiu. Cel care îi reprezenta pe farisei și pe cărturarii și pe cei care stăteau acolo cu ciudă, cu nemulțumire, cu spirit de judecată împotriva tatălui și împotriva fiului. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe: ce este? Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat? Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Tatăl îi iubește pe ambii fii.
Tatăl îi așteaptă pe ambii fii să experimenteze bucuria prezenței sale, să cunoască bogățiile care sunt pentru aceia care stau lângă el. Fiul cel mare s-a crezut neprihănit, s-a crezut bun, s-a comparat cu alții și a considerat că el are merite. Dar el n-a căutat niciodată într-un mod sincer dragostea tatălui său, nu s-a bucurat niciodată sincer de prezența tatălui său. Într-un anume fel, pilda aceasta este pilda celor doi fii pierduți. Fie că te asemeni mai degrabă cu fiul cel mare, considerându-te un om credincios, un om evlavios, sau te asemeni poate cu fiul cel mic, considerându-te unul pierdut, unul fără șanse. Vreau să știi un lucru. Tatăl a pregătit pentru tine bucurie, a pregătit pentru tine iertare, a pregătit pentru tine pacea lui. El vrea să cunoști ce înseamnă neprihănirea care se capătă prin jertfa lui Iisus Hristos. Caută să-L cunoști pe Tatăl. Fiul cel mic și-a venit în fire și-a dat seama într-o zi că nu mai poate trăi la nesfârșit departe de Tatăl său. L-a căutat și a găsit pacea. Te îndemn astăzi. Pune mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, îngenunchează înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și spune Domnului Iisus, Doamne, îmi cunosc vinovăția și mi-o cunosc și Tu, am nevoie de iertarea Ta, vreau să fiu copilul Tău, dă-mi viață veșnică. Și cu credința aceasta, dacă vei merge înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, vei simți iertarea și îmbrățișarea Tatălui, așa cum a cunoscut-o și fiul acesta pierdut. Banul pierdut, oaia pierdută, fiul pierdut. Toate aceste trei pilde au un singur mesaj, Dumnezeu ne caută și Dumnezeu nu obosește să vină în căutarea noastră. Haideți să-i răspundem din toată inima noastră.